Vreau să remarc că în dumneavoastră, cei premiați în loc, se află 141 de societăți comerciale care sunt nominalizate în topul pe țară. Pe măsură ce face premierea, vor fi nominalizate și care s-au practicat în topul pe țară. Societățile sunt premiate pe 5-6 domenii, 6 domenii de activitate. Primim astăzi rezultatele obținute de firmele ai căror manageri au dovedit ca o viziune și pentru care mulțumim pe funcția de managementul schimbării și managementul ministrului au ieșit de mult din zăra teoreticului adicționalului de termen economic. Alături de reprezentanții firmelor, prezenți la eveniment au fost și cei ai autorităților județene și locale, pentru a-i felicita pe cei nominalizați și în special pe cei care au fost premiați pentru activitatea și reușitele din anul 2015. Întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru efortul pe care îl faceți să dezvoltați județul Dâmbovița și să vă felicit pentru rezultatele deosebite pe care dumneavoastră le-ați obținut. Este o onoare pentru mine să fiu în mijlocul dumneavoastră. Nu este prima dată când particip la această cadă, dar întotdeauna particip cu mare plăcere. Spunea domnul Rusescu că succesul dumneavoastră este succesul nostru. În bine, acest lucru este valabil și în privința administrației publice locale. Vreau să vedeți în administrația publică locală de Covișteană un partener pentru dumneavoastră, pentru că numai așa putem să dezvoltăm împreună acest oraș. Fiecare ediție a topului se dorește a fi un clasament obiectiv bazat pe prelucrarea indicatorilor economico-financiar din bilanțul depus de societățile comerciale. Rezultatul acestei prelucrări complexe este un clasament care evidențiază, potrivit Camerei de Comerț și Industrie în Agricultură Dâmbovița, competența, valoarea și seriozitatea primelor firme din principalele grupe de activitate și categoriile de mărime.